Să zic că fără încetare, mărit să fie Domnul. Mărit să fie Domnul. Amin. Avem o seară deosebită pregătită de Dumnezeu pentru Biserica Betania. Aici în aer liber stăm în prezența lui Dumnezeu. Și cred din toată inima că Domnul este aici, binecuvântat să fie numele Lui. Prin cântarea de laudă înălțăm numele Domnului. Prin rugăciuni chemăm ajutorul Lui. Și prin cuvântul Evangheliei Dumnezeu vrea să ne vorbească încă o dată cât de mare este El și cât de mare este dragostea Lui față de noi în această zi. Mulțumim lui Dumnezeu pentru cele trei seri de evangelizare și nădăjduim că și în seara aceasta Domnul ne va onora cu prezența Lui. Pentru că El a spus că unde doi sau trei sunt adunați în numele Lui și El va fi prezent în mijlocul lor. Cred din toată inima că prin cântarea de laudă Dumnezeu va cerceta toate inimile. Și dacă ai venit în locul acesta întristat, Dumnezeu să-ți mângâie inima. Dacă ai venit în locul acesta cu dorința să asculți de vocea lui Dumnezeu, am o veste bună. Domnul, prin cuvântul Evangheliei, va avea ce să spună în această seară. Deschideți inima înaintea lui Dumnezeu și lasă ca sămânța cuvântului lui Dumnezeu să ajungă în pământul al patrulea, care să aducă rod pentru slava Domnului. Și mă rog, Domnul să binecuvinteze întreaga asistență. Vă chem în această seară, haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Vă spunem un bun venit celor care ați ales să fiți cu noi în pădurea din Vladimirescu. Această locație pe care am primit-o din partea Domnului, că atunci când suntem aici la oaltă, vrem să înălțăm cel mai frumos nume din univers. Și numele acesta este Dumnezeu care este puternic, slăvit să fie numele Lui. În fața Lui se închină tot cerul, îngerii, serafimii și heruvimii. Vă chem în această seară pe toți care suntem prezenți aici să ne închinăm înainte Celui care este viu în vecii vecilor, binecuvântat să fie numele Lui. Ne smerim ființele noastre și voi cere ajutor din partea lui Dumnezeu peste toată lucrarea care se va face în locul acesta și împreună cu toți în duhurile noastre înălțăm glasul către cer și spunem din toată inima: vino, Doamne, între noi!
și primește închinarea noastră. Stăm înainte Sfințenii Tale, Tată din ceruri, și în numele drag și scump al Domnului Iisus Hristos, te rog, ai milă de noi și binecuvintează-ne, Doamne. Stăm înaintea Ta în aceste momente, în amurgul serii, și te rugăm în răcoarea acestei seri, vorbește inimilor noastre, Doamne. Lasă-L pe Duhul Tău să cerceteze toate inimile prezente. De aceea te rog, Duhule Sfinte, vino la noi în seara aceasta. Binecuvintează Biserica Betania, Doamne. Uită-te cu milă și îndurare spre noi. Dacă au venit în locul acesta oameni dornici să se întâlnească cu Tine, te rugăm, Doamne, mântuiește tot ce ai de mântuit. Ascultă-ne rugăciunile, Doamne. Am venit înaintea Ta în această zi și ne-a rugat pentru seara aceasta. Te rog, Doamne, aici la Vladimirescu, deschide zăgazul cerului, trimite Duhul Tău, Doamne, și lasă ungere proaspătă peste slujitorul Tău, Doamne, și vocea Evangheliei Tale, te rugăm, însoțește prin puterea Duhului Tău. Mă rog, Doamne, binecuvintează bolnavii, stăm înaintea Ta și te rugăm, Medicule Suprem, întinde-ți mâna Ta, Doamne, și pe cel bolnav vindecă-l Tu, Doamne, pe cel nemântuit mântuiește-l Tu, Doamne, și în seara aceasta te rugăm, încep cu noi lucrarea, te rugăm, Doamne, binecuvintează România, lasă harul Tău, lasă pacea Ta, îți mulțumim pentru prezența Ta și te rugăm, Doamne, onorează-ne în seara aceasta prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, binecuvintează, Doamne, orașul Arad, binecuvintează cartierul Grădiște, binecuvintează lumea întreagă cu pace, Doamne, și te rugăm în seara aceasta, Duhule Sfinte, ai milă de noi și binecuvintează-ne familiile, Doamne, avem nevoie de ajutorul Tău, de aceea te rugăm, Doamne, încep cu noi lucrarea din seara aceasta, încredințăm în mâna Ta pe fratele Ion, Doamne, și te rugăm, ai milă de el, Doamne, însoțește-l prin puterea Duhului Tău și lasă har, lasă binecuvântare, lasă ungere proaspătă peste noi, Doamne, și îți mulțumim că ne-ai ascultat, fiindcă te rugăm în numele drag și scump al Domnului Iisus, fii slăvit în toate, în veci de veci. Amin. Haideți să stăm în închinare înaintea lui Dumnezeu și prima cântare, aș vrea să o cântăm din toată inima, așa cum stăm înaintea lui Dumnezeu. Oriunde te ai afla în locul acesta, în seara aceasta, înalță-ți inima, înalță-ți glasul spre Dumnezeu, cheamă-L prin cântare și din cântare în cântare aș vrea ca aici să se aprindă focul lui Dumnezeu. Toți care suntem aici să fim atinși de Dumnezeu, de ungerea proaspătă a Duhului Sfânt și fie ca întâlnirea din seara aceasta să fie un real câștig că suntem înaintea lui Dumnezeu aici, în aer liber la Vladimirescu, Dumnezeu să lucreze, Dumnezeu să aibă milă de noi și Dumnezeu să primească închinarea noastră a tuturora. Amin. În toată vremea, Doamne, Te-oi lăuda. Numele Tău cu drag voi înălța. Tu ești păstorul bun și credincios, Iisus pe munte și în mare jos. Iisus, Iisus, izvorul mântuirii ne-ai dat, atât de mult belșug de har. Când îți
viața asupra voastră, El mereu. Când valul va lovi cumplit și greu, suntem chemați să-L onorăm pe El. Iisus, Iisus, izvorul mântuirii ne-ai dat, atât de bună și de har. Știu că sunteți obosiți, puteți să ocupați locurile, însă chiar dacă veți sta pe scaune, aș vrea să rămânem cu inimile pline de închinare. Și înainte să ne închinăm în continuare, aș vrea ca înainte de toate să conștientizăm fiecare dintre noi că deși suntem în aer liber, cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar, unde doi sau trei se adună numele Domnului, El este prezent. Aș vrea să vă întreb, credeți că Domnul este aici? Eu cred că este aici și mai cred un lucru, că El cunoaște viața mea pe care am trăit-o zilele trecute. Eu cred că El cunoaște alergarea mea și pașii mei. Domnul îi cunoaște și vede starea pe care o am înaintea Lui. Și vreau să vă spun un lucru. Înainte ca să intrăm în prezența Lui Dumnezeu, care este sfânt, 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 nu de trei ori sfânt, este sfânt la infinit. Neîncetat se cântă despre sfințenia Lui, aș vrea să-L rog să facă un lucru, obișnuiesc lucrul acesta și vreau să-L rog să lase o picătură din sângele Lui peste ființa mea în primul rând, mai apoi peste acest grup și mai apoi peste fiecare dintre dumneavoastră. Pentru că nu poți să rostești numele Domnului și să nu te depărtezi de fără de lege și aș vrea ca Domnul să ne dea harul acesta. O inimă sfințită, spălată în sângele Lui, cu un cuget spălat în cuget, înaintea Domnului, să venim fiecare dintre noi înaintea Lui. Și aș dori ca Dumnezeu să binecuvinteze seara aceasta. E cea de-a treia seară, poate că unii sunteți obosiți, poate că unii sunteți dezamăgiți, poate că unii aveți probleme la care încă n-ați primit răspuns, întrebări la care n-ați primit răspuns, aveți o situație grea cu care vă confruntați și zis, mă mai duc și a treia seară la o seară de părtășie. Și Doamne, dacă ești Tu acolo, vreau să Te atingi de probleme. Vreau să vă spun că eu am venit cu dorința aceasta ca Dumnezeu să se ocupe de starea și problema mea. Și când îți întorci privirile spre Domnul, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Este un har să fim aici. Bunătatea lui Dumnezeu s-a înnoit față de noi. Și m-am uitat acolo la frații aceia care stau la umbră, e bine la umbră. Și mi-am adus aminte de câteva momente din viața ucenicilor, al oamenilor care... La un moment dat era Domnul pe munte, am fost în Israel, căldura e mult mai mare ca la noi și oamenii aceia de dimineață până seara au stat în preajma lui Iisus Hristos, erau acolo, îl îmbulzeau și la un moment dat Domnul era pe munte, s-a așezat pe munte și a început să vorbească, oamenii stăteau pe iarbă, noi stăm pe scaune și a început să vorbească și când Domnul le vorbea din el, ieșea un izvor de binecuvântare și cuvântul lui avea putere. Îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să răsplătească sacrificiul fiecăruia care stă în soare. Nu suntem la climă, nu suntem la aer condiționat, am venit aici pentru că vrem să onorăm numele Domnului nostru, Dumnezeului nostru celui viu, slăvit să-i fie numele. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că
cum era acum pe vremea aceasta spre seară, după o perioadă lungă în care pământul era uscat și nu mai era ploaie în Israel, Domnul îi spune ceva lui Ilie, zice, du-te pe Carmel, adună prorocii Baalului și Astartei, că vreau să fac un lucru mare. Și se lăsa seara și Ilie, i-a venit rândul să slujească și el, cum ne-a venit și nouă rândul să slujim. Și omul acesta a spus, Doamne, vreau să fac un lucru după cuvântul Tău. Și când faci lucrurile după cuvântul lui Dumnezeu, se întâmplă minuni. Și Ilie a început să pregătească jertfa, a zidit un altar, cum noi vrem în seara aceasta să zidim aici un altar. Și de la Dumnezeu vrem să coboare din cer foc peste jertfa care aducem înaintea Lui. Și vrem ca numele Lui să fie proslăvit în mijlocul nostru. De aceea vă îndemn din toată inima să vă deschideți inima. Lăsați orice judecată, orice prejudecată. Și înainte să cântăm următoarea cântare, vreau să vă aduc aminte ceea ce ne-a vorbit Dumnezeu. Este o realitate pe care noi o trăim. Și a spus Domnul așa, eram la rugăciune împreună cu acest grup și a zis Domnul așa, dacă veți sta în ascultare de Dumnezeu, în unitate, în dragoste, în supunere, în momentul în care veți merge undeva să slujiți, eu, Domnul, am să vă însoțesc și am să deschid ochii orbilor, am să vindec pe cei care își căpătează și am să aduc eliberare, mântuire și cântarea va avea efect. Vreau să vă spun că eu în seara aceasta n-am venit să ne etalăm talentele noastre, am venit să binecuvântăm numele Domnului. Și atunci când rostești numele Domnului, acest cuvânt are putere și mă rog ca Domnul să deschidă ochii orbilor aici. Mă rog ca Domnul să vindece șchiopii, Dumnezeu să-și proslăvească numele, slăvit să fie numele Lui. Aș fi vrut să invit pe frații de la umbră să vină aici mai aproape de foc, mai aproape de închinare, dar dacă Domnul le-a pus pe inimă să stea acolo, Domnul să-i binecuvinteze. Și îmi doresc din toată inima să cântați mai tare, vrem să vă auzim până aici, chiar dacă sunteți departe. Și înainte să cântăm, vreau să vă aduc aminte încă un lucru. Era o femeie și femeia aceasta a înțeles că departe de Iisus nu poate niciodată să aibă parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Era în inima ei o credință și o durere de 12 ani, scurgerea de sânge, a determinat-o să-și cheltuie tot ce a avut ea. Și a avut un gând, am să mă duc în prezența lui Iisus. Nu știu unde a fost Iisus, dar nu a fost în templu, poate a fost într-un loc așa acesta, iarbă verde, și era îmbulzit de mulțime și a zis ea, dacă mă duc în prezența lui să mă ating de el, voi fi tămăduită. Și cuvântul Domnului ne spune că a venit aproape de Domnul Iisus Hristos și a avut parte de mântuire. Slăvit să fie Domnul, a vindecat-o Domnul ca și putere. Mă rog ca și din Domnul să iasă aceeași putere pentru fiecare dintre noi. Următoarea cântare spune, în valea cu umbrele morții, departe de cer locuiesc, dar cerul întreg mi-e în suflet și doar pentru el eu trăiesc. Doamne ajută-ne, haideți să cântăm din toată inima. Departe de cer locuiesc,
Cântat despre cer pentru că vrem din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să ajungem acolo. Și dacă vă mai aduceți aminte când am avut o dimineață binecuvântată la Betania, Duhul lui Dumnezeu ne-a vorbit după cum păsările călătoare se pregătesc, se antrenează pentru zbor, tot așa și voi ar trebui să învățați de la ele să vă pregătiți pentru momentul în care veți pleca de pe pământul acesta și vă veți întâlni cu mirele vostru pe norii cerului. Cuvântul Domnului spune și fiindcă mirele zăbovia, cele 10 fecioare toate au ațipit. Nu vi se pare că au ațipit fecioarele? Dar îmi doresc din toată inima Dumnezeu să ne trezească pe fiecare dintre noi. M-am uitat în viața mea, mă uit în viața fraților mei și îmi dau seama că ni se răcește tot mai mult dragostea. Mă rog ca Dumnezeu să ne înflăcăreze pentru El. Vrem să cântăm o următoare cântare care vorbește despre Dumnezeul minunilor. S-a cântat și joi, o cântare care pentru familia noastră a fost o binecuvântare. Dumnezeu ne-a binecuvântat într-un mod deosebit, dar au fost și momente în care norii s-au abătut asupra familiei noastre. Dar în momentele acelea grele am strigat spre un Dumnezeu al minunii și am spus, Doamne, Tu minuni mai poți să faci. Cuvântul Tău n-a slăbit, puterea Ta n-a slăbit, brațul Tău nu este prea slab și nu este nimic prea greu pentru Tine să intervii. Și sunt multe experiențele pe care Dumnezeu ni le-a dat în care a vindecat într-un mod supranatural în familia noastră. Și aș vrea să cântăm cântarea aceasta, ridicați pe picioare, Tu minuni mai poți să faci. Vreau să vă întreb, mai credeți în minuni? Credeți că Dumnezeu mai poate să facă minuni? Domnul face minuni acolo unde este credință și zic, Doamne, mărește credința noastră. Ține tu corabia,
Aveau să treacă ucenicii de pe o parte pe cealaltă și la cârma acelei corăbii era Domnul Iisus care adormise și ucenicii îngrijorați de valurile care cuprindeau acea corabie, de vânturile care băteau cu atâta putere și se izbeau de către acea corabie, au mers la Domnul Iisus și i-au adresat o următoare întrebare. Doamne, nu-ți pasă că pierim? Aș vrea să vă spun în seara zilei de astăzi că lui Dumnezeu îi pasă de fiecare dintre noi și ca dovadă apăsării, acestei apăsări a lui Dumnezeu față de fiecare dintre noi este că ne aflăm în seara aceasta aici și putem să-i mai lăudăm numele. Aceasta este o minune. Tu minuni mai poți să faci. Adesea așteptăm tot felul de minuni din partea lui Dumnezeu. Dar însuși este o minune că suntem pe picioarele noastre în seara aceasta și ne putem înălța glasurile către tronul de îndurare și de mila lui Dumnezeu și putem să lăudăm din toată inima. Este o minune! Dar aș vrea să mai facem în seara aceasta un lucru. Am vrea să facem liniște în sufletul nostru, în lăuntrul nostru, în mintea noastră, pentru că adesea ne cuprind tot felul de gânduri, tot felul de frământări vin să abată asupra noastră și ne ia acel focus care ar trebui să-l avem la Domnul nostru Iisus Hristos. Într-o noapte, micuțul Samuel, care era închinat, adus și închinat de către mama lui Ana la templu, la preotul Eli, avea să îi vorbească Dumnezeu într-o noapte. Și în bunătatea lui Dumnezeu, care l-a cuprins și pe Eli, vrea să cuprindă pe fiecare dintre dumneavoastră. Vrea să facem liniște în interiorul nostru și să ascultăm vocea lui Dumnezeu prin cântarea de laudă, prin cuvântul care va fi vestit, prin rugăciunea următoare care o voi face, o rugăciune de mijlocire înaintea lui dumneavoastră și înaintea Domnului. Dar mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să cerceteze fiecare inimă prezentă în locul acesta. Dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, categoric și 100%, nu ne-am fi aflat niciunul dintre noi. Dar mulțumim încă o dată bunătății lui Dumnezeu care s-a înnoit față de noi, fiecare în această dimineață, îndurării lui multe și minunate și dragostei lui. Aș vrea să aduc înaintea lui Dumnezeu o rugăciune vis-a-vis de fiecare dintre noi și în mod deosebit mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să cerceteze prietenii care sunt în seara aceasta împreună cu noi. El să mai lase mântuire, să mai aducă eliberare, să mai aducă viață din belșug. Vreau să stau, Doamne Dumnezeul meu, înaintea Ta în această clipă cu smerenie, Doamne, și să Te rog
în numele Domnului Iisus Hristos, să mai ai milă, Doamne, de noi. Doamne Dumnezeul meu, în mod deosebit vreau să mă rog pentru prietenii care în seara aceasta sunt împreună cu noi. Este cu adevărat harul Tău revărsat și acest har mă rog să-l simtă, Doamne, fiecare dintre ei. Doamne Dumnezeul meu, bate la inima lor. Doamne, în bunătatea și în dragostea Ta la cruce, i-ai cuprins și pe ei. Într-o zi, în Ghețimani, ai stat și ai băut paharul și acolo ai luat toate nelegiuirile asupra Ta. A fost greu, au fost lupte, dar dragostea Ta pentru noi fiecare te-a făcut să mergi mai departe. Ai ajuns în acel loc numit al căpățânii, unde ai fost atârnat pe o cruce între doi tâlhari și ai spus viață pentru noi care suntem în seara aceasta la Vladimirescu. Și vrem să-ți mulțumim pentru această viață, că de n-ar fi fost dragostea Ta și de n-ai fi fost Tu să te jertfești pentru noi, nimeni dintre noi nu eram în seara aceasta aici. O, îți mulțumim pentru iubirea Ta. Încă de dimineață Ți-ai înnoit bunătățile și îndurările față de noi. Ai poruncit inimilor noastre să mai bată în piept. Și aceasta nu este la voia întâmplării, că adesea ne setăm telefoanele de seara să sune o alarmă. Și nu acea alarmă ne trezește pe noi, ci dragostea Ta, porunca Ta care o lași în dreptul inimii noastre. Doamne, Îți mulțumim pentru iubirea Ta. Fă să simtă fiecare dintre noi iubirea Ta. O, Doamne, sunt suflete în locul acesta care poate nu mai simt atingerea Ta, nu mai simt mângâierea Ta, nu mai simt bucuria mântuirii, nu mai simt din iubirea Ta, dar mă rog, Duhul Tău cel Sfânt, în dragostea Ta, Tată din ceruri, să mai lași să treacă printre rânduri, la fiecare în parte, să fie descoperită iubire, să fie descoperit har de plin. Iar noi vrem să-Ți mulțumim că Tu ești Cel ce ne asculți și faci mai mult decât știm noi să-Ți cerem sau să Te rugăm, pentru că încă o dată spun și declar că Tu ești un Dumnezeu al dragostei. O, Doamne, am vrea să plecăm cu hotărâri noi în seara aceasta de aici. Am vrea să plecăm cu Tine în inima noastră și cât vom trăi pe pământul acesta, să trăim frumos și plăcut ca în timpul zilei, să arătăm și să trăim pentru slava și gloria numelui Tău. Binecuvântează-ne, Doamne, pe fiecare în parte și lasă, Doamne, harul Tău îmbelșugat peste noi toți. Amin. Vă rog să ocupați locurile și înainte să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, vrem să mai cântăm o cântare. Am lăudat pe Domnul, am cântat despre cer, am cântat despre Dumnezeul minunilor și următoarea cântare vrem să atingă coarda sensibilă al oricărei persoane care este aici, al oamenilor care poate nu înțeleg sau înțeleg că din toată truda lor de aici vor pleca. Suntem din pământ și trecători, dar vine clipa când vom pleca de aici. Aș vrea să lași cuvântul acestei cântări să sensibilizeze inima ta, să te gândești la cuvintele cântării și Dumnezeu să cerceteze prietenii, să mântuiască în seara aceasta, să înțelegi că ești doar în trecere și vei ajunge și tu la poarta raiului și s-ar putea să te primească Iisus dacă i-ai slujit sau să ți se spună pleacă de la mine că nu te cunosc. Doamne, ai milă de noi! Truda ta, tu de aici cu ce vei pleca? Suntem din pământ și trecători și aici doar niște călători. Vine clipa când vor pleca de aici, vor pleca de aici, toți cei puternici, cei mari, dar și cei mici.
atunci vor vedea ce-a spus Iisus cândva, că bogățiile nu sunt valori. Vine clipa când vor pleca de aici, toți cei puternici, cei mari, dar și cei mici. Atunci vor vedea ce-a spus Iisus cândva, că bogățiile nu sunt valori. Dacă cerul e de-i partea cum, omule, întoarce-te din drum. Fă ce-a zis Iisus de atâtea ori și adună-ți azi în cer comor. Deci vine clipa, vine clipa când vor pleca de aici toți cei puternici, cei mari, dar și cei mici. Atunci vor vedea ce-a spus Iisus cândva, că bogățiile nu sunt valori. Vine clipa când vor pleca de aici, vor pleca de aici toți cei puternici, cei mari, dar și cei mici. Atunci vor vedea ce-a spus Iisus cândva, că bogățiile nu sunt valori. Că Biblia nu te-a convins, doar păcate, grijuri te-am învins. Poți muri, dar fără de Hristos, tot ce ai nu-ți este de folos. Îți vine când vor pleca de aici, vor pleca de aici toți cei puternici, cei mari, dar și cei mici. Atunci vor vedea ce-a spus Iisus cândva, că bogățiile nu sunt al lor. Vine clipa când vor pleca de aici, vor pleca de aici toți cei puternici, cei mari, dar și cei mici. Atunci vor vedea ce-a spus Iisus cândva, că bogățiile nu sunt valori. Aistatorii, o țară
găsești acolo. Să fie Domnul. Mulțumim Domnului pentru tot ceea ce a fost până aici și nădăjduim că și în continuare mâna și ochii Domnului vor fi spre locul acesta. Vreau să-i mulțumesc pentru că ne-a dat har. Și nu știu cu ce vei rămâne după aceste trei sări, dar vreau să te întreb dacă ești pregătit să pleci, dacă ești pregătit să zbori și dacă ești sigur de mântuirea ta. Dacă nu, deschideți inima în seara aceasta și lasă cuvântul Domnului să străpungă inima ta. Prin auzire se aude, se ajunge la mântuire. Credința vine în urma auzirii. Vrem să mulțumim Domnului pentru fratele Adi Ion, care Dumnezeu l-a binecuvântat și ne-a binecuvântat să fie în mijlocul nostru, s-a pus la dispoziția Domnului. Zic din toată inima, Domnul să te binecuvânteze, frate Adi. În momentul în care vei veni aici și te rog să vii aici în față, frații vor coborâ și te invit să vii aici în față. În momentul în care vei sta aici înaintea noastră, mă rog din toată inima Duhului Dumnezeu să ia ființa ta, Duhului Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia dintre noi. Și dacă este vreunul aici cu urechile închise și cu inima împietrită, mă rog ca Duhului Dumnezeu să treacă printre rânduri, pe la soare, pe aici, pe la umbră, pe acolo, pe oriunde sunteți, mă rog ca Duhului Dumnezeu să vă cerceteze, să ne cerceteze. Și la final, să putem spune din toată inima că aici s-a auzit vocea lui Dumnezeu. Și când Domnul vorbește, noi ascultăm nu odată, ci de două ori. Doamne, ajută-ne! Amin. Amin. Câteodată e mai bine la umbră, sau vara e bine la umbră. Acum a gust un pic de umbră, dar și acolo a fost bine, lângă fratele păstor Tomuță, lângă oameni minunați. Întotdeauna lângă oameni minunați și în prezența unui Dumnezeu minunat, nu ai voie să te simți decât într-un singur mod, și anume cum? Să te simți minunat. Nu contează gradele din termometre, nu contează că soarele, ba, e frumos, chiar așa, uitați-vă, o zi însorită de vară, ce poate fi mai frumos? Seamănă a iarbă verde, dar e mai mult decât atât. Suntem într-un templu pe care Dumnezeu l-a construit. Și dacă suntem sub cerul liber, Dumnezeu a orchestrat totul, vrem împreună să spunem binecuvântat și slăvit să fie Domnul Dumnezeu și toată adunarea, în special cei de la umbră, să zică așa, un amin mai furtunos la umbră, dar și cei de la soare. Ce minunat e că Dumnezeu dă soarele Lui și peste cei buni și peste cei mai puțin buni. El dă ploaia Lui și peste cei buni și peste cei mai puțin buni și Dumnezeu își păstrează bunătatea Lui pentru noi, pentru noi toți. Pentru că singurul bun, prin definiție, prin excelență, a fost, este și va rămâne unul singur. El, Dumnezeu, glorie Lui în veci. Ne ridicăm împreună toți în picioare în această seară, preiubiților. Citim din Cartea Sfântă Biblia, din Cartea Profetului Iona, capitolul 1, de la versetul 1 până la versetul 17, lectură în Cuvântul lui Dumnezeu pe repede înainte, pagina 893. Iona, capitolul 1, integral, facem lectură biblică, ne prinde bine în această seară de sâmbătă. Acum stăm în picioare ca să onorăm Cuvântul Sfânt. Ascultăm cu prețuire Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a strânit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a coborât în fundul corabiei
s-a sculat și a dormit dus. Cărmaciul s-a apropiat de el și i-a zis: ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău, poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Și au zis unul către altul: veniți să tragem la sorți ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci ei au zis: spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta, ce meserie ai și de unde vii, care ți este țara și din ce popor ești? El a răspuns: sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și au zis: pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului, pentru că le spusese el. Ei au zis: ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi, căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El a răspuns: luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi, că știu că din vina mea vine peste voi această furtună, mare furtună. Oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau, pentru că marea se întărăta tot mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul și au zis: Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furtuna mării s-a potolit. Pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului o jertfă și au făcut juruințe. Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona și Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. Amin, vă mulțumesc, vin să vă reașezați. Îmi place amvonul ăsta că e portabil și îl pot muta, îl pot mișca mai ușor. Dragilor, în această seară mă rog Domnului să se îndure de un om special pe care îl prețuiesc, de pastorul Iosif Berce. În această seară trebuia să fie în locul meu. Și am înțeles că are ceva probleme de sănătate și vrem împreună să spunem: Doamne, ai milă de el, de robul tău. Întotdeauna slujirea costă, slujirea te consumă, slujirea lasă urme și vreau să vă spun că întotdeauna când îl slujești pe Dumnezeu, implică un preț. Orice slujire implică un preț. Pentru că slujirea care nu te costă nimic, nu valorează nimic. Așadar, noi suntem aici, fratele Iosif este acolo unde este, cerem ca Domnul să se atingă de el cu vindecare și Domnul să-l binecuvânteze. Acum vă uitați așa unii la mine și își ziceți: mă, cine e personalul din această seară? Sunt un predicator tânăr, un pastor, un slujitor, da, pălărie prea mare, păstor, dar sunt un slujitor tânăr, vin de la Gura Honț, da, câți ați auzit de Gura Honț? Mâna sus, Gura Honț, da? Bun, când veniți la Gura Honț, așteptăm, nu toți odată, pe rând, dar vă așteptăm să veniți, e un pic mai răcoare la noi, e bine, și la noi a fost vară, și la noi a fost cald. Și chiar acum, astăzi, veneam pe drum cu tinerii din biserica noastră, după aproape o săptămână de tabără, m-a sunat fratele Tomuța și zice: ce faci după masă? Păi mă gândeam, nu i-am spus, dar mă gândeam în secunda aia, abia aștept să ajung acasă. După care zice: hai în seara asta, vino să slujești la o întâlnire, sunt aici pentru că Dumnezeu orchestrează totul. Prea iubiților, vreau să nu uitați niciodată acest detaliu. Că dincolo de agenda pe care noi o facem, cel care subscrie agendei noastre e Dumnezeu, glorie Lui. Noi ne facem planuri, dar planurile noastre vor trebui totdeauna să primească semnătura lui Dumnezeu. Noi de multe ori gândim, ne facem un traseu, știm cam cum ar vrea să fie lucrurile, dar cel care are ultimul cuvânt e Dumnezeu cel veșnic și suntem aici în prezența Lui și spunem: binecuvântat să fie El. E adevărat că suntem într-o permanentă alergare, aceasta am vrut să scot în evidență. Viața noastră înseamnă galop, ritm, viteză. Uitați-vă în ce lume trăim, totul este în mare viteză. Așa-i? Dintr-o dată îți dai seama că e luni, e sâmbătă, e început de lună, e sfârșit de lună. Vorba patronului meu, totdeauna când vine ziua de salarii, nu-i vine să creadă. Îi trimit pe WhatsApp salariile și dintr-o dată îmi scrie: iar trebuie să dau salarii, iar au trecut 2 săptămâni, iar au trecut
trecută, îi zic, e supărat. Așa repede trece, așa repede trece. Dar asta e, ăsta e ritmul în care trăim. Vreau să vă spun că suntem într-o alergare. Nu vă spun nimic nou, știu. Dar vreau să vă spun că alergarea asta înseamnă fugă. Și în seara asta mă bucur că ne-am oprit din fugă puțin. Dumnezeu ne-a adunat aici. Ne-a oprit pe toți din alergare pentru că vrea să ne vorbească. Și vreau să vă spun că există un mod de a fugi bun și există un tip de a fugi rău. Foarte rău, extrem de rău. Și în această seară personajul de la care vom învăța este nimeni altul decât Iona, personaj celebru, îl cunoașteți, nu vă fac cunoștință cu el, intrăm abrupt în text. Și prima fugă pe care vreau să vă aduc în prim plan, rea de altfel, și vreau să vedeți aici cum apare, cum intră în peisaj. Iona, capitolul 1, cuvântul Domnului, da? Se poate fi și se vede, da? Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel, scoală-te, du-te, Dumnezeu îi vorbește lui Iona. Și spune, Iona, ascultă, am pentru tine o misiune. Îi dă misiunea, traseul, pe hartă tot. Zice, uite, eu mă ocup și de cheltuieli. Mesajul tău, tu ești mesagerul. Și acum vreau să vedeți răspunsul lui Iona. Citim împreună versetul 3. Și Iona s-a sculat să facă ce? Să fugă. Și vreau să vă spun unde a fugit Iona. Și prima fugă pe care vreau să o aduc în prim plan, prima fugă la care vom medita puțin la început, sau poate puțin mai mult, este fuga de Dumnezeu. Trăim într-o generație care nu vrea să dea ochii cu Dumnezeu. Eram într-un moment de consiliere săptămâna aceasta, o elevă, clasa 10-a, din cel mai bun liceu din Timișoara. Și mi-a cerut să-i acord câteva minute, am spus, nu, eu sunt cu minutele, noi slujim și dacă cineva vrea să fie slujit. Și într-un dialog, gândiți-vă, elevă, clasa 10-a. Până la urmă zici, mă, o fată foarte deșteaptă, o fată care a participat la olimpiade și nu una, la mai multe, pe fază națională, foarte smart. Și stau cu ea și povestesc. Și spune, accidental, zice ea, accidental am ajuns în tabăra asta. Am o prietenă care e din biserica dumneavoastră, vine ea la liceu cu mine și m-a invitat și nu știu de ce sunt în tabăra asta. Și după ce ea folosește cuvântul accidental, i-am spus, draga mea, în viață nimic nu este accidental. Numai noi avem impresia, accidental, nu. I-am spus, Dumnezeu te-a adus aici. Și după ce am săpat mai adânc, am povestit despre ea, mi-a spus, zice, uite, am avut o copilărie tare grea, undeva la 3 ani de zile, tata a părăsit-o pe mama, mama a rămas cu mine, am rămas amândouă, mama a luptat pentru mine, m-a ținut și mă ține în fiecare zi, e soarele meu, e îngerul meu păzitor, mama știe lacrimile mele, povestesc cu ea și la un moment dat îi văd cum lacrimile ei se noadă sub barbă și continui povestea ei și ascultați-mă ce m-a uimit și ce mi-a spus. Până la vârsta asta, clasa 10-a, nici n-am vrut să aud de cine, de Dumnezeu. What? Zic, dar cine vreau să auzi? Deci totdeauna am fost supărată pe un Dumnezeu care mi-a luat tata. Zic, draga mea, stai să înțelegem. Nu Dumnezeu ți-a luat tatăl. Când a murit, tatăl a plecat. Nu-l pune pe Dumnezeu în boxa acuzaților pentru decizii pe care l-au luat oameni fără de Dumnezeu. Și printre altele, la final, mi-a plăcut gândul care i-a lăsbuz. Deci am fugit de Dumnezeu până acum, până astăzi. Când am realizat că de fapt Dumnezeu fugea după mine. Eu fugeam de El și Dumnezeu fugea după mine. Cum e fuga asta de Dumnezeu? Și s-ar putea unii să vă regăsiți aici. Dacă mesajul va fi incomod, nu-mi cer scuze nimănui, pentru că adevărul s-ar putea să doară, dar adevărul face bine. Întotdeauna face bine. Nu că dacă mergi la medicul stomatolog, vrea să verifice dacă ai nerv, dacă nervul tău e în viață. Ce face? Dintr-o dată te atinge și când te atinge, tu zici ce? Zici au. Și dacă zici au, medicul zice e bine. Nu, tu zici nu e bine. E totdeauna adevărul asta face. Totdeauna îți va atinge nervul conștiinței. Și primul lucru pe care vreau să vi-l spun, fuga de Dumnezeu totdeauna începe cu o decizie. Cu o decizie.
Dumnezeu are un dialog. Întâi un dialog, îl ia pe Iona. Mă, dar interesant, că nu vorbește cu un păgân. Dacă lua pe cineva, nu știu, răufamat, o persoană mediocră sau un păcătos, mă, ea lua pe cineva, mă, un criminal, un traficant, un om care n-are treabă cu Dumnezeu. Interesant e că Dumnezeu cheamă la apel și pune misiunea importantă pe umerii unui profet important. Iona era profet, cu acte în regulă. Deci nu ne jucăm. Dumnezeu îl ia pe Iona, îl cheamă și are un dialog și spune, uite, despre tine e vorba, tu ești alesul. Totdeauna m-am întrebat cum Dumnezeu l-a ales tocmai pe Iona. N-avea niciunul mai bun ca Iona. Că dacă noi ar trebui să dăm o misiune, frații slujitori sunt prezenți aici, nu? Dacă vrei să dai o misiune, o dai unui om cum? Responsabil. Adică știi, dacă știi că ceva scârție, măi, ceva e putred la mijloc, păi nu alegi un om care știi că o dă în bară. Întotdeauna alegi pe cine? Omul care duce misiunea la bun sfârșit. Băi, om de calitate. Și totuși Dumnezeu le-a pe Iona. Interesant. Și zice, Iona, asta e misiunea ta. Și intri în misiune, o duci la bun sfârșit, da? Misiune îndeplinită, aplauzele mele, perfect, nota 10. Și când Iona primește misiunea, fiți atenți aici, întotdeauna fuga de Dumnezeu începe cu o decizie. Când Dumnezeu îți cere ceva și tu vrei altceva. Când Dumnezeu spune, nu minți! Și tu minți. Când Dumnezeu spune, nu-ți lăsa ochii să alunece pe o imagine nepotrivită. Când Dumnezeu spune, măi, lasă ura aia din tine și scoate-o afară. Nu intra în ceartă, că nu e mai important orgoliul tău ca pacea. A trebuit să mediez într-un conflict. Nu, cum să numesc asta? Ceartă, da, mediator între un soț și o soție. E greu să fii. E ca la box, da? Nu știi pe cine să pui să-l oprești. Și într-o dată schimb de replici, el către ea, ea către el. Eu nu mai știam, deci pur și simplu obosisem, eram ca la tenis de câmp. Mă uitam bala unul, bala altul, nu mai așa făceam. Și când am prins și eu un moment în care cei doi au luat o pauză, obosiți fiind de atâtea replici, i-am spus, oameni, mă, stați un pic. Ce e mai important între voi? Pacea sau orgoliu? Că dacă vreți amândoi să aveți dreptate, eu vă las cu harul și cu pacea Domnului. Cineva trebuie să cedeze. Întotdeauna, ascultați-mă bine, distanțarea, fuga de Dumnezeu începe în momentul în care e o decizie. Când Dumnezeu îți cere un lucru și ție nu-ți place ce-ți cere. Când Dumnezeu te așteaptă într-un act al sincerității și nu vrei sinceritate. Când Dumnezeu spune, uite, asta e traseul, asta e calea, asta e adevărul și vreau să te încolonezi. Fuga de Dumnezeu e decizia pe care tu o iei, atenție, într-un mod conștient, personal și voluntar. Tu decizi. Iona a decis să fugă, interesant, să fugă unde? Departe de fața Domnului. Vreau să vă întreb, câți dintre noi zilnic fugim de Dumnezeu? Nu vedeți că uneori Dumnezeu fuge după noi, gâfâie? Toată ziua suntem pe telefoane mobile. Așa? Am fost în tabără de tineret și, apropo, una din regulile noastre e adevărat spartane. Gândiți-vă, pur și simplu am terorizat. Gândiți-vă că au avut post de telefon 5 zile. De luni până aseară le-am dat telefoanele, n-au avut, am colectat toate telefoanele, toate, deci cu forța le-am luat la unii, credeți-mă, deci am semnat, am pus să semneze, dai la noi, îl păstrăm, îl punem. Gândiți-vă că la un moment dat, a doua, a treia zi, pur și simplu, nu mai puteau unii dintre ei, se vraj tehnologic, cum să-i ții tu 5 zile fără? Gândiți-vă, aseară când le-am dat telefoanele, că dimineața trebuie să plecăm, după închinare, seară, în fine, când le-am dat telefoanele, dintr-o dată toți, conexiune la Wi-Fi. S-a blocat Wi-Fi-ul, toți odată au intrat pe el. Bă, stați o secundă! Știți de ce nu avem loc de Dumnezeu? Și noi nu ne facem timp de El, și noi ne alergăm la Dumnezeu și nu fugim la El, pentru că noi fugim de Dumnezeu. Fugim de El că ne incomodează. Fugim de El că nu ne place ce vrea să ne spună. Fugim de El că de multe ori ne simțim în pielea fiului risipitor. Fugim de El pentru că avem alte așteptări. Fugim de El pentru că de multe ori, exact asta în mintea noastră, ce era în mintea rebelului Mezin, fiul cel mic, care atât, gândiți-vă că el când a plecat de acasă,
și a trebuit să-și cumpere bilet de călătorie. Știți care a fost singurul lui criteriu? Când a venit fiul risipitor, a zis, mă, vreau să plec, fiți atenți. Nu l-a interesat destinația. Ce țară doriți? Păi fiul risipitor l-a interesat să meargă cât mai departe. Păi l-a interesat distanța, nu destinația. A zis, mă, vreau să fiu cât mai departe de Dumnezeu. Că unii așa credem noi, că ne putem distanța de Dumnezeu și să ne meargă bine. Eu fug de Dumnezeu. Uite, unii sunteți aici care fugiți de ani de zile. Ați fugit când erați tineri, ați fugit în adolescență, Dumnezeu v-a vorbit și a spus, lasă că mâine. Și păi ați luat-o la goană dinaintea lui Dumnezeu. Alții fugiți de zeci de ani și Dumnezeu încă vă urmărește și aleargă după dumneavoastră. Fiți atenți și vă spun, fuga de Dumnezeu începe cu o decizie. Decizie rea, care încă ceva, după decizia aceasta rea, când iei decizia să fugi, următorul pas, când fugi de Dumnezeu, fuga de Dumnezeu, pe lângă decizie, mai aduce ceva rău. Și ce anume, o decizie rea aduce o direcție rea. N-ai cum să fii fericită și fericit și împlinit câtă vreme tu fugi de Dumnezeu. Să nu cumva să mai aveți impresia că o să fiți fericiți, împliniți, binecuvântați, că viața dumneavoastră, familia pe care o aveți, o să fie rai pe pământ câtă vreme Dumnezeu e absent. În absența lui Dumnezeu nu există fericire, dragilor. Iona a zis, pe mine nu mă interesează ce vrea Dumnezeu, eu am planurile mele și eu am direcția mea. Dumnezeu spune, mă, tu mergi direct la Ninive. Și Iona zice, nu, eu vreau să merg unde? Exact opus, unde? La Tars. Gândiți-vă că oricum a fost o potrivire fantastică. Deci, apropo, ce vreau să subliniez acum? Nu orice oportunitate este și binecuvântare. S-a auzit bine până acolo? S-a auzit bine? Nu orice oportunitate e binecuvântare! Mă, ăsta e trenul cel mai bun, nu? Asta e lovitură. Acum e momentul! Ne rezolvăm! Nu orice oportunitate e bine. Unii mai au ideea asta. Mă, dacă acum s-a evit. Gândiți-vă că de regulă corăbile care plecau la Tars plecau între 3 și 6 luni distanță. Chiar până la 6 luni. Deci nu pleca în fiecare zi o corabie. N-avea rută zilnică. Gândiți-vă, pleca foarte rar. Și tocmai când ajunge Iona la Iafo, zice, unde pleacă următoarea corabie? Nu-i la Ninive? Nu! Unde merge? La Tars. Iona zice, băi, dar așa potrivire n-am mai văzut. Poate că e voia Domnului. Auziți unii extrem de spiritual, dar care fug de Dumnezeu. Mă, poate că Domnul și-o fi schimbat între timp? Voia, direcția, cuvântul. Dacă Domnul nu vroia să iau corabia asta, nu găseam corabia, nu găseam bilet. Era furtună, era un trăznet, se întâmpla ceva cu mine, un AVC, un stop cardiac. Vreau să vă spun ceva, iubiților. Nu orice oportunitate e binecuvântare. Sunt în viața anumite uși deschise pe care trebuie totdeauna să te uiți și să nu intri pe ele. Iona avea biletul pregătit, corabia pregătită, dar era direcția greșită. Când fugi de Dumnezeu, totdeauna direcția e greșită. N-ai cum să ai o direcție bună când fugi de Dumnezeu. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu e în spatele tău. N-ai cum să stai cu spatele la Dumnezeu și să ai o direcție bună. Și nu doar că a avut decizie greșită, direcție greșită, dar fiți atenți, încă un lucru fantastic la Iona. După ce face lucrul acesta, mai urmează încă un lucru. Întotdeauna mai există ceva. Când iei decizie să fugi de Dumnezeu, doi, ascultați bine, când ai direcție tot greșită, și ce urmează după acestea? Tu fugi de Dumnezeu, mai urmează după aia un singur lucru. Fiți atenți acum, citesc neapărat ca să mergem pe firul pasajului și ascultați versetul 4. Acum vă rog frumos să vedeți cine era prezent. Iona fugea de Dumnezeu și Dumnezeu îl bate pe umăr. Hello, Iona, unde crezi că sunt? Prezent cu tine. Exact unii care ziceți, mă, Dumnezeu nu știe gafele pe care le-am făcut, nu știe păcatele mele. Eu astea ținute ascunse. Asta e dosar secretizat, Dumnezeu cu ale lui. Ce în mintea mea nu știe nimeni, mă. Eu zâmbesc, sunt un om fain, mi-am pus haine de persoană religioasă. Uite ce tip de treabă sunt, ce tipă de treabă sunt. El, Dumnezeu, nu mă știe. Ei, vreau să vă spun doar atât. Când ai impresia că ești departe de Dumnezeu, Dumnezeu e mai aproape de tine ca oricând.
Când ai impresia că Dumnezeu nu știe ce faci, abar n-are El planurile mele. Ia ascultați bine. A luat biletul, stătea fericit. Da, zice, am plecat într-o croazieră. Iona, unde te duci? Am plecat în vacanță. Pe unde? Până la Tars. O vacanță tur-retur, la Tars mă întorc, mă uit pe știri, breaking news, aflu că Ninive a fost șters de pe hartă și toată lumea e fericită. Și acum ascultați. E versetul pus? Oh, perfect. A, pot să-l văd, mă. Bun, pot să-l văd și dacă mă întorc aici. Dar Domnul a făcut să sufle. Cine a făcut să sufle? Tare să vă aud. Deci nu mama natură. Nu mama natură. O potrivire, curenții din sud, curenții din nord, au venit nu știu ce. Nu. Domnul a făcut să sufle. Pentru că cel care conduce și macrocosmosul și microcosmosul e Dumnezeul cel sfânt și suveran, glorie Lui. Și ce urmează când iei decizia să fugi? Doi, și ești pe drumul acesta greșit și ai direcția greșită. Și ce urmează ca următorul punct? Dramă. Întotdeauna fuga de Dumnezeu în viața oricărui om aduce durere, dramă. Ia gândiți-vă și acum vrea să veniți un pic, deja e mai răcoare, deja se simte, eu simt deja aer de Eden aici, un pic. Da, e mai răcoare, se simte ca în Eden, sunt ca într-o grădină. Gândiți-vă că exact așa, în fiecare dimineață, în răcoarea zilei, acum suntem în răcoarea serii, da? În răcoarea zilei, Dumnezeu venea să-și bea ceaiul, că nu știu dacă aveau cafea, sau să bea apa, poftim, nu știu ce să bea, să stea cu ei. Și în fiecare dimineață, Adam, Eva, Dumnezeu, toată lumea fericită. Și cine se uita la marginea grădinii? Cine se uita în grădină și vedea fericire și era total nefericit? Cine era? Personajul care totdeauna, atenție, va fi nefericit când tu ești fericită, cu Dumnezeu s-a fericit. Cine era supărat? Diavolul. Șarpele, diavolul în sus se uita, zice, bă, dar ce fain asta, ar trebui să stric ceva. Intră, strică, distruge și următoarea zi, știți cum a fost? N-am mai fost la fel. Când Dumnezeu a venit la ora stabilită, la locul stabilit, dintr-o dată s-a întrebat, mă, unde sunteți pe aici? Vede că masa e goală, vede că oamenii nu sunt la apel și Dumnezeu începe să caute prin grădină. Băi, oameni buni, unde sunteți? Știți ce vreau să vă spun? Întotdeauna când fugiți de Dumnezeu, și vă rog frumos să mă ascultați, și cei care sunteți din Biserica Pentecostală, da? Începem cu noi, acolo de asta mare. Ia ascultați-mă. Întotdeauna când fugi de Dumnezeu, așteaptă-te la dramă și la durere. Când fugi de Dumnezeu, întotdeauna tu înseamnă că fugi spre păcat. Înseamnă că fugi spre neascultare. Înseamnă că ești cu spatele la Dumnezeu. Și tu când fugi spre păcat, ascultă-mă bine, alegi să păcătuiești, alegi să plătești. Știți de ce? Pentru că întotdeauna păcatul aduce dramă, durere. N-ai cum să păcătuiești și să fii o persoană fericită. Nu îmi spuneți că oamenii care trăiesc în păcat sunt fericiți. Mi-a plăcut de băieții ăștia care au cântat aici, Domnul să vă binecuvânteze, dragilor. Ați cântat extraordinar. Ce mi-a plăcut la voi? Că v-am văzut că nu doar că ați cântat, dar cântarea a trecut prin inima voastră. Noi am văzut asta. Cel mai bine a văzut Dumnezeu. Pentru că oamenii care trăiesc cu Dumnezeu sunt oameni care gustă binecuvântarea și fericirea. Nu uitați adevărul ăsta. Totdeauna când fugi de Dumnezeu, aduce totdeauna fuga de Dumnezeu dramă și durere. Nu vă jucați. Nu vă jucați cu Dumnezeu. Și acum, povestea lui Iona continuăm, da? Fugea de Dumnezeu, fugea de Dumnezeu. Ia decizie, are direcție greșită, e pe drumul total, total neautorizat, urmează dramă. Știți ce vreau să vă spun ceva? Ce noi numim dramă, asta e cu adevărat fantastic. Ce noi numim dramă? Cine ar vrea furtuni în viață? Ar vrea cineva suferință? Ar vrea cineva necaz? Băi, eu mă înscriu pe lista celor care nu mai... Nu, un om normal la cap nu vrea. Ce noi numim dramă, ascultați-mă cu maximă atenție, Dumnezeu numește dragoste. Imaginați-vă că Dumnezeu l-ar fi lăsat pe Iona în mintea lui.
Unde ar fi mers Iona? Hai să facem un scenariu până la capăt, da? Unde mergea? Până la Tars. Mergea bine, se întorcea bine și vreau să mai mergem mai departe. Bun, Iona zicea, măi, călătoria mea s-a rezolvat, așa-i? Dar Dumnezeu trebuia să pedepsească, ascultați-mă bine, trebuia să șteargă de pe hartă un popor pe care nu l-a avertizat. Și aici subliniez un adevăr monumental. Scumpilor, Dumnezeu nu pedepsește pe nimeni până nu avertizează. Până nu-ți dă o șansă, Dumnezeu nu pedepsește. Până nu-ți vorbește, Dumnezeu nu te pedepsește. Până nu-ți dă un cuvânt, până nu mai îți dă încă o șansă, până nu-ți arată corectarea pe care trebuie să o faci, până nu-ți arată soluția, Dumnezeu nu te judecă, nu intră în zona aceasta de justiție. Întâi Dumnezeu îți dă o șansă. Exact cum a făcut un oraș de 120.000 de locuitori. Pentru că Dumnezeu, atenție, Dumnezeu iubește și pe cel ce fuge de El. Și asta pe mine mă iubește la acest Dumnezeu. Când noi întoarcem spatele, zice, m-a durut, n-am văzut ceremonia de deschidere, acum nici n-am pierdut nimic, a Jocurilor Olimpice de la Paris. Doar am citit pe Facebook și mi-a trimis cineva un link și am rămas uimit. La marea ceremonie de aseară a Jocurilor Olimpice de la Paris, Europa 2024. Ascultați-mă bine, s-a parodiat, s-a batjocorit un tablou frumos, celebru, dar cu o poveste interesantă, care amintea de un moment interesant. S-a parodiat cina cea de taină. Acum nu vă dau detalii pentru că pur și simplu o bătaie de joc la adresa unor valori pe care Europa le-a avut și nu le mai are. Și mă întrebau tinerii la amiază, frate păstor, încotro se îndreaptă Europa? Și le-am spus, spre dramă, spre distrugere. Europa a întors de mult spatele lui Dumnezeu. Însă, și acum dați-mi voie să schimb într-un registru pozitiv, mă bucur că România, cum o vedeți? România, da, noi periferia Europei, noi care suntem lumea a treia, după cum ne privesc vesticii, România încă mai este cu fața spre Dumnezeu, încă Dumnezeu își arată fața spre România. Spuneam fratului păstor, înainte să înceapă programul, spuneam un adevăr, cred că 2024 e anul în care tăvălugul Evangheliei și al evangelizărilor au cutrerat România ca niciodată în istorie. Deci câte evangelizări s-au făcut în țara noastră în 2024, probabil și în 2023, nu s-au făcut niciodată în istorie. Stadioane, case de cultură, biserici, grupuri mari, grupuri mici, predicatori mari, predicatori mai puțin mari. Încă Dumnezeu e cu fața spre România. Și mă rog ca Dumnezeu să facă țara noastră să se întoarcă cu fața spre El. Câtă vreme dumneavoastră și noi, cei din județul Arad, suntem cu fața spre Dumnezeu, întotdeauna Dumnezeu e cu fața spre noi. Laudă Lui! N-ai cum să fugi de Dumnezeu și să fii o persoană fericită și binecuvântată. Așteaptă-te la dramă când tu întorci spatele lui Dumnezeu. Când trăiești în păcat. Când mergi pe drumul neascultării, când fugi de Dumnezeu, vei plăti negreșit. Alegi să păcătuiești, alegi să plătești. Să nu uiți asta. Astăzi nu, dar mâine va veni nota de plată și nu va fi ușoară. Întotdeauna, drama aceasta e mare. De ce mi-am dat seama? Meditam recent, am înțeles că s-a predicat din pilda fiului risipitor. O pildă fantastică. Apropo, Hemingway, celebru scriitor Ernest Hemingway, a fost întrebat care este cea mai mare capodoperă a literaturii universale. Și acest celebru scriitor a spus direct unui reporter, cea mai mare capodoperă literară este pilda fiului risipitor. A fost intrigat reporterul și a zis, da, domnul Hemingway, chiar ceva din Biblie? Și ce a răspuns Hemingway? A spus așa, pentru că nu-i doar o pildă, nu-i doar o poveste, este realitatea noastră a fiecăruia. Și acum revin la pilda aceasta. Și ce mi-am dat seama? Când a fost acasă fiul risipitor, a avut totul cum? Gratis!
Totul a fost la discreție, totul a fost gratis. Când a plecat din casă, totul a fost cum? Scump, de bani. Gândiți-vă că stătea cu porcii de la prinț la porcar, ce mare distanță! Din prinț, băiat în puf, să ajungi porcar și apropo, pur și simplu să faci concurență cu porcii. Te uiți la ei și ai fi mâncat din meniul lor. Și ce spune textul biblic? Hristos subliniază, dar nu îi le da nimeni. Știți de ce? Pentru că singurul care dă gratuit e Dumnezeu, laudă Lui. Am fost recent la Ineu să fac ungerea cu un de lemn al unui senior, senior slujitor. N-a fost ordinat niciodată, dar a fost un stâlp al bisericii, un om deosebit. 80 și ceva de ani, plămânii obosiți, inima la fel și familia mi-a cerut să mă duc să-i fac ungerea cu un de lemn. Am ajuns, l-am văzut, era la ATI, nu comunica și ce m-a uimit? Îl țineau în viață tuburile, primea oxigen prin tub. Mă uitam cum corpul lui se lupta să trăiască, să mai ia o gură de oxigen. Și eu stăteam cu Biblia, cu sticluța cu un de lemn și savuram oxigen în voie. Și în clipa aceea când am plecat, am spus, Doamne, îți mulțumesc că îți consum oxigenul tău gratuit. Mulțumesc că îmi dai oxigen. Mulțumesc că îmi dai sănătate. Mulțumesc că îmi dai binecuvântări. Pentru că tot ce dă Dumnezeu, tot ce dă Dumnezeu este cum? E gratis. Și acum vă mai spun ceva foarte important. Tot ce dă diavolul costă. El nu dă, el vinde. Diavolul totdeauna îți va da și îți va lua mai mult decât ți-a dat. Îți va da o plăcere și îți va lua în schimb mult mai mult. Și cea mai mare valoare pe care vrea diavolul să o ia de la tine și de la mine este sufletul. Mai important decât banii tăi, decât frumusețea ta, decât influența ta, decât poziția ta, decât ce ești tu. Diavolul știe că valoarea ta e sufletul tău. De-aia tot ce cere el, diavolul, el totdeauna costă. Vreau să vă spun această seară, asta e fuga de Dumnezeu. Ion a fugit de Dumnezeu. Urmează dramă, furtună, nu intru în detalii. Vreau să-mi fac următorul pas. Și următorul pas este de la fuga de Dumnezeu. Ascultați ce scrie. Și acum citim Iona capitolul 2, versetul 1. Bun. Băieții de pe corabie vede că Iona doarme și v-am citit, am punctat special ceva. Furtună afară, deci imaginați-vă cum să dormi dus când în jurul tău e cod roșu de furtună. Tu să dormi. Apropo, somnul ăla se numea somnul nepăsării. Nu v-ați întrebat, n-ați văzut unii oameni, măi, dar cum de nu-și dă seama, mă, familia lui e în pragul divorțului și el și ea? Mă, dar cum nu-și dă seama, mă, ajunge în faliment financiar, oare cum nu-și dă seama? Mă, dar oare cum nu-și dă seama că spiritual s-a depărtat, mă, oare cum nu realizează? N-ați avut întrebările astea? Te uiți la oameni și n-ai nicio explicație. Și ce se întâmplă? Este exact somnul acesta extrem de periculos numit somnul nepăsării, în care nu-ți mai pas. Bă, până la urmă, în urmă cu câteva zile am avut evangelizare la Gura Honț. Mai multe în valuri au fost evangelizările. La ultima evangelizare au fost în jur de 1300-1400 de oameni. Printre alții au fost prietene casei Domnului, o doamnă pe care o cunosc. Acum, nu intru în detalii, și doar vreau să vă spun doar atât. A venit, a stat pe prima bancă, totdeauna prietenii noștri au întâietate ca întotdeauna, da? Prietenii casei Domnului. Acum, a fost și o problemă, fiind mediatizat evenimentul, oamenii din localitate care n-au venit, ce au făcut? De curioși, s-au uitat pe live. Și ea, fiind o persoană cunoscută, s-a terminat, asta a fost duminică, luni dimineață, dintr-o dată a intrat în contact. Și au venit prietenele ei, dintr-un cerc destul de înalt. Și au spus, mă fată, ce a fost cu tine să mergi duminică la pocăiți? Doar n-ai vrea și tu să te pocăiești. Gândiți-vă că au luat-o direct, cu fuș, cu tot, tare, beată de ea, la care ea a răspuns, onest și a spus așa, dragele mele, eu m-aș pocăi, să știți, chiar m-aș pocăi. La care ele au rămas fără replică.
De ce, mă, s-a întâmplat ceva cu tine? Nu vi se pare ciudat că oamenii de lângă noi, când vine vorba să facem un pas pentru Dumnezeu, totdeauna vor să ne dea unde? Înapoi? De fapt, în spatele lor cine este? Cine vrea să te dea înapoi când trebuie să iei o decizie bună? Cine? Oamenii care te iubesc cu adevărat îți vor spune așa: eu sunt suporterul tău numărul 1, e decizie bună, mă. Îți vor spune 100%, fă pasul că e bun. Vreau să vă spun că a doua fugă, 1, fuga de Dumnezeu. 2, a doua fugă, fuga la Dumnezeu. Întotdeauna vine în viața noastră un moment în care fugim unde? Când nu mai avem nicio soluție, la cine fugiți? La cine mergeți? Apelăm la supranatural. Măi, Dumnezeu mai are o șansă. Când oamenii nu... Și vreau să citim împreună capitolul 2, Iona capitolul 2, versetul 1. Iona s-a rugat. De unde s-a rugat? Din? Deci dacă nu s-a rugat când trebuia să se roage, și primul lucru pe care vreau să vi-l spun, și rețineți cuvântul ăsta, întotdeauna când fugim la Dumnezeu, și unii de multe ori avem problema asta că ne rușine, măi, sunt atât de păcătos, am un dosar atât de mare, eu sunt o persoană, să mă uită Dumnezeu la mine. Exact cum vorbeam cu cineva recent și mi-am spus, măi, bun, de ce nu semnezi și tu? Bun, vii la biserică, și vine la biserică, să știți. Deja știe din cântările noastre și se implică, perfect. Și am zis, bun, ce te oprește să faci pasul botezului? Și ascultați replica acestui tânăr: nu sunt suficient de bun. Deci hai să spun ceva. Dacă tu crezi că devii bun prin puterea ta, n-ai nevoie de Dumnezeu. Noi devenim buni prin puterea cui? Cine ne face buni? Dumnezeu ne transformă. Tu doar semnezi un contract cu Dumnezeu în legământ, apa botezului, și spui, eu din toată inima ader să intru în relație cu Dumnezeu. Adu-ți aminte, când tu fugi la Dumnezeu, vin momente în viața ta și va veni, și poate seara asta ai nevoie să fugi spre Dumnezeu, să fugi la El. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun, aduceți-vă aminte lucrul ăsta în fiecare zi: când tu fugi la Dumnezeu, în primul rând ai nevoie de căință. 1. Căință. Iona, primul lucru pe care l-a făcut, a zis, măi, am greșit. Am greșit. Sunt pe un drum greșit. Am atâtea lucruri, am atâtea gafe făcute, am greșit. Nu mi se pare interesant că noi de multe ori avem impresia că cel care a greșit nu suntem noi, ci diavolul. Din cauza lui Satana. Dacă diavolul, dacă Satana nu m-ar fi ispitit, dacă mediul, circumstanțele, mă, eu aș fi o persoană bună, dar mediul mă trage în jos. Eu sunt tip de treabă, dar alții îți devină. Știți când Iona și-a dat seama că ele devină? Oricum, gândiți-vă ce transport a găsit Iona. Mă, până la urmă, e bun și un stomac de pește. Când vine vorba de viață și de moarte, nimeni nu și-ar dori un asemenea transport în comun. Să vină un pește să te înghită. Poftim! Și totuși, din burta peștelui, Iona ce face? Se căiește. Pentru că totdeauna primul pas al alergării spre Dumnezeu, când fugi la Dumnezeu, primul pas se numește căință. Noi care suntem mândri, noi care suntem de multe ori autosuficienți, măi, eu n-am nevoie, mă, eu să-mi cer iertare, eu să-mi cer scuze, eu să spun, da, Doamne, ești vinovat, întotdeauna când tu recunoști că ai greșit, întotdeauna când te căiești înaintea lui Dumnezeu, e primul pas care produce schimbare în viața ta. Tu ai nevoie de pasul acesta. Că totdeauna căința nu-L schimbă pe Dumnezeu, ci te schimbă pe tine. E părerea de rău. Și ar trebui să te uiți un pic în oglinda retrovizoare în viața ta. Poate că în viața ta ai luat decizii greșite, ai făcut alegeri greșite. Le vezi și îți pare rău de ele. Cunosc persoane care regretă. Unele regretă pasul căsătoriei. Altele regretă domiciliu, altele regretă serviciu pe care... Altele regretă școala pe care au făcut-o. Mă, zice, eu n-aș fi vrut asta.
dar pur și simplu părinții, presiunea lor, alții regretăm o mulțime de lucruri. Vreau să vă spun un adevăr. În momentul în care regreți o decizie, o alegere greșită, în momentul în care ți-o asumi și spui, da mă, eu-ți de vină, în momentul acela, primul care vine și te ia în brațe și primul care plânge lângă tine și vede lacrimile tale de căință, se numește Dumnezeu. Pentru că Iona în pântecele peștelui face pasul căinței și înseamnă fugă la Dumnezeu. Până atunci a fugit de Dumnezeu, acum fuge unde? La Dumnezeu. Și spune, Doamne, ai milă de mine? Pentru că totdeauna Dumnezeu va avea milă de tine. M-a întrebat cineva, oare până când Dumnezeu are milă de un om? Știți până când are milă de un om? Până la ultima suflare. Dar ascultă-mă, n-aștepta ultima suflare. Astăzi Dumnezeu dintr-o dată te confruntă pe tine cu trecutul tău. Și dintr-o dată te rog frumos să te uiți bine la viața ta din trecut. Și în momentul în care te uiți la trecutul tău, va trebui să ai exact atitudinea pe care a avut-o femeia aceea. O femeie, gândiți-vă că era o tânără, frumoasă de altfel. Trecutul ei era pătat, imaginea ei era compromisă. Avea reputația pe care o avea și la un moment dat este vizată, la un moment dat este chiar prinsă. E dat în urmărire, e prinsă chiar asupra unui act. I-a dus-o la Iisus. Vreau să vă spun interesant, Hristos nu împinge afară. Noi de multe ori etichetăm pe oameni după trecutul lor. Vorbeam recent cu o persoană și am spus doar atât. Singurul care poate umbla în trecutul tău e Dumnezeu. În momentul în care te uiți în trecutul tău și vezi devieri de la voia lui Dumnezeu și vezi cuvinte nepotrivite și vezi gânduri murdare și vezi pași pe care i-ai făcut fără Dumnezeu și vezi că în viața ta au fost păcate și sunt, când te uiți și vezi asemenea lucruri, ascultă-mă, datoria ta sfântă înaintea lui Dumnezeu e să-ți pară rău și să regreți. N-ai cum să dai timpul înapoi, dar poți să rezolvi trecutul la un clic distanță. Și acest clic se numește căință. Să spui, Doamne, ai milă de mine. Cum? Păcătos. Doamne, ai milă de mine. Și în clipa în care invoci mila lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Fiul lui, vine lângă tine și spune, mi-e milă de tine. Din milă pentru tine am plătit păcatele tale. Pentru că, ascultați-mă bine, păcatele nu le plătim cu lacrimile noastre. Păcatele le-a decontat Iisus pe cruce, laudă lui în veci. Sunt înaintea dumneavoastră pentru că Dumnezeu mi-a rezolvat trecutul meu. Sunt înaintea dumneavoastră pentru că Dumnezeu, prin sângele lui Hristos, a acoperit tot trecutul meu. Și înaintea lui Dumnezeu, trecutul meu nu mai există. Efectiv. Printr-un act de căință am spus lui Dumnezeu, Doamne, îmi pare rău când Tu stai Tu cu Dumnezeu și ai actul acesta de zbucium, de durere și spui, Doamne, ai milă de mine, căința Ta, Tu, momentul în care fugi la Dumnezeu, îl apropie pe Dumnezeu de tine. Nu mi se pare interesant că Dumnezeu, când îl vede pe Iona, că fuge spre el, Dumnezeu e prezent acolo. Întotdeauna Dumnezeu va fi gata să te primească în brațele Lui. Nu contează cât de jos ai căzut. Nu contează cât de compromisă și compromis ești. Nu contează cum te văd oamenii din jur. Nu contează cum e viața ta. Sau încă ceva, nu contează cât de mult te condamni tu pe tine însăți. Sau tu pe tine însuți. N-am să uit niciodată replica unei doamne. Am predicat la o evanghelizare și am plecat. Și înainte să ies, chiar eram aproape să mă urc în mașină. A venit la mine o doamnă și a spus, domnul pastor, vreau să vă spun ceva. Eu știu că Dumnezeu m-a iertat. Wow, zic, felicitări, perfect, despre asta e vorba. Eu știu că Hristos a murit pentru mine, cred, l-am primit, El mi-a rezolvat trecutul. Dar deci am o problemă și am întrebat, care e problema, stimată doamnă? Și mi-a spus așa, domnul pastor, nu mă pot ierta eu pe mine însă. Și am spus, ascultați-mă bine, dacă Dumnezeu v-a iertat, El care e autoritatea ultimă, dacă El a acoperit, dacă El a uitat, El când iartă și uită, dacă El v-a spălat, considerați-vă și priviți-vă așa cum vă privește cine? Dumnezeu. Priviți-vă prin ochii Lui.
Nu vă mai identificați cu trecutul dumneavoastră, identificați-vă cu dragostea lui prezentă. Sunt oameni care totdeauna vor să ne condamne. Da, mă, știu că sunt păcătos. Suntem și avem vinovăție. Dar mulțumim că prin căință noi fugim unde? La Dumnezeu, la cine? La El, slavă Lui. Când tu fugi la Dumnezeu, întotdeauna Dumnezeu fuge înaintea ta. Exact cum spunea apostolul Iacov, da? Apropiați-vă de Dumnezeu și El, Dumnezeu, se va tare apropia de... Tu când fugi la Dumnezeu, Dumnezeu fuge la tine. Nu fuge de tine. Să nu mai spuneți altora, mă, Dumnezeu te-a abandonat, mă, Dumnezeu te-a lăsat. Nu, 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 ascultați-mă bine. Dumnezeu n-abandonează pe nimeni. Încă mai are milă. Câtă vreme tâlharul care și-a așteptat din secundă în secundă moartea a mai avut o șansă și a prins ultimul tren, ultimul vagon. Cu atât mai mult noi care suntem în această seară de sâmbătă aici, știm că am păcătuit, așa-i? Știm că am păcătuit. Dumnezeu pune reflectorul sfințeniei Lui, cuvântul Lui pe noi. Știm că am greșit, dar eu fug la Dumnezeu cu căință. După căință, următorul pas este credință. Fug la Dumnezeu nu doar cu căință, ci și cu... Eu cred. Eu cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Amin? Ce înseamnă asta? Noi credem că Dumnezeu s-a întrupat și a locuit printre noi. Ce minunat că Dumnezeul necreat, Dumnezeu care umple universul, le spuneam copiilor acum în tabără, Dumnezeu e atât de mare încât în palma Lui ține planeta noastră. Cum voi țineți o picătură de apă? Și totuși le-am zis, Dumnezeu este mult mai mare decât atât. Imaginați-vă planeta albastră, planeta Pământ, Dumnezeu o ține în căușul palmei și e mult mai mare. Și acest Dumnezeu necuprins s-a înghesuit într-un trup, a locuit printre noi, ne-a iubit, ne-a adus cuvânt, ne-a adus calea, ne-a adus adevărul, ne-a dat viața. Prin Hristos a stat pentru noi pe cruce și a plătit pentru noi, lăudat să fie El. Și noi credem toate acestea și noi le credem nu ca o informație, noi credem cu toată inima, convingere. Noi credem că Dumnezeu e prezent aici, amin? Amin? Noi credem că Dumnezeu face lucrări mari, amin? Noi credem fiecare cuvânt pe care El l-a scris în Cartea Sfântă Biblia. Noi credem nu doar în existența Lui, ci și în lucrarea Lui, mărit să fie El. Noi credem că Dumnezeu face minuni. Credeți asta? Sunteți atât de stinși, nu știu, oboseala de sâmbătă? În urmă cu câteva săptămâni, tot duminică, seara, bă, spune și mie ora, că nu mai știu. Eu vă predic până să lasă noapte aici. Bun, Nu mă predic atât, stați un pic. Punem ora să o văd, ajută-mă. Eram în urmă cu câteva săptămâni, 3-4, nu mai știu, cam o lună. Duminică seara mi-am anunțat, acum de data asta recunosc, mi-am anunțat eu vizita, n-am fost chemat, să vizitez o familie. Ce se întâmplase? Cu două zile înainte, vinerea, o tânără mămică din biserica noastră, că mămicile tinere au și alte activități decât bucătăria, se plimba pe role. Deci, mămică tânără se plimbă cu rolele. La țară, ce vă uitați așa la mine? Se întâmplă și asta. Se plimba cu rolele, asfaltul proaspăt, se dădea liniștită, până când a fost împresurată de o armată de câini, de la o turmă de oi. Beata de ea singură pe role. Poftim, prinde tu viteză. A încercat să ia sprint de unde. Câinii au venit, erau s-o muște, a căzut și acum, dramă. Și-a rupt osul de la mâna dreaptă. Efectiv, osul acesta principal, mâna s-a rupt. A ajuns acasă, acum era duminică seara, vineri s-a întâmplat asta. Ajung la ea acasă, duminică seara, o întreb, cum ești, Elvi? Zice, frate păstor, am dureri, avea degetele umflate, dublu, pur și simplu. Dureri, o vedeam că pur și simplu, abia că stătea lângă noi. Zice, mâine dimineață sunt programată la Arad pentru operație. Zic, Elvie, uite, am venit aici, am și sticluța cu un de lemn și am spus, draga mea, nu un de lemnul te vindecă, Iisus Hristos te vindecă, amin. Zic, nu știu dacă ce va face și cum va face Dumnezeu, dar noi ne rugăm. Zice, frate, adi, rugați-vă, cereți. Acum, vreau să vă spun ceva din culise. De multe ori ne rugăm fără credință. E o problemă mare asta. Când te rogi fără credință, Dumnezeu nu semnează.
Ne-am rugat totuși cu credință. Am spus, Doamne, te rog, de mâna ei să te atingi. Am plecat undeva în jur de ora 11. Dimineața am uitat să sun. Am avut o zi plină luni, marți, după masă. Mă gândeam, mă, acum, cum o fi trecut operația? Deci eu m-am rugat pentru vindecare și mă gândeam, oare cum a fost operația? Și la un moment dat, așer băiatul cel mare îmi zice, tati, hai să spun o veste că am uitat. Elvi e acasă. What? E acasă. Cum? Și-o pot sun, rapid. Zic, ce faci? Cum ești? Ce frate păstor, am uitat să vă spun. După ce v-ați rugat în noaptea aceea, am dormit fără durere. Cuvintele ei. Dimineață degetele erau desumflate. Am mers la spital la Arad cu radiografia de vineri. Că i-a făcut vineri radiografie. Zice, a spus doctorul așa, urmează doamnă să vă operez, acum intru într-o operație, faceți filmul la mână și sunteți următoarea. Zice, mi-am făcut film și acum vine doctorul, zice, gata, bun, pregătiți. Și acum zice doctorul, zice, stați să vă spun ceva. Zice, nu înțeleg, oasele sunt puse la loc perfect, unul pe celălalt. Zice, dacă noi făceam operația, nu le puteam pune la fel. Și spunea Elvira, frate, de-a mi-a izmucnit în lacrimi. Și a spus, domnul doctor, noi aseară ne-am rugat lui Dumnezeu să se atingă de mâna mea. Și spunea doctorul, ascultați-mă, cum v-a pus-o Dumnezeu la loc. Nu vă puteam noi să vă punem prin tijă. N-a trecut o lună și Elvira noastră deja activa și cu mâna stângă și cu mâna dreaptă, că ea e o persoană activă. Da? Pentru că vreau să vă spun un adevăr. Când tu ceri lui Dumnezeu, crede din toată inima că El face minuni, amin. Nu-L subestimați pe un Dumnezeu nelimitat, pe un Dumnezeu suveran, un Dumnezeu suprem. Când fugi la Dumnezeu, fugi cu căință și fugi cu credință. Și încă ceva, când fugi la Dumnezeu, fugi cu consacrare, predă-te Lui. Adică nu doar așa, Doamne, acum fug în seara asta, mâine iar fug de Tine, poi mâine fug la Tine. Nu faceți ping-pong cu Dumnezeu. Dumnezeu nu este terenul de joacă. Când fugi la Dumnezeu, rămâi cu Dumnezeu. Spune un amin aici. Există fuga de Dumnezeu. Unii fug la Dumnezeu. Trei, există fuga cu Dumnezeu. Ajunge la destinație. Ninive, prezent. Coboară la stația unde trebuia să ajungă. Și acum ascultați, îmi place versetul, capitolul 3. Fiți atenți ce spune, versetul 1. Cuvântul Domnului. Da, se poate afișa? Iona 3 cu 1. Cuvântul Domnului, ascultați aici, acum vă citesc, care nu vedeți. A vorbit a doua oară cui? Deci întâi Iona a fugit de Dumnezeu, doi, a fugit la Dumnezeu și acum fuge cu cine fuge? Cu Dumnezeu. Din nou Dumnezeu spune, Iona, hai să facem pereche, hai să facem echipă. Hai să mergem împreună în Ninive, ei nu mă văd pe mine, tu ești purtătorul meu de cuvânt, ei te văd pe tine. Iona, tu ești gura mea pentru Ninive. Nimic nu e mai frumos în viață decât să fugi cu Dumnezeu, să alergi cu El. Și când fugi cu Dumnezeu, primul lucru pe care vreau să ți-l spun, fuga cu Dumnezeu înseamnă în primul rând să îl asculți. În primul rând înseamnă ascultare. Când Dumnezeu i-a vorbit lui Iona a doua oară, ce i-a pretins? Să? Mă, deci odată n-ai ascultat. A doua oară, obligatoriu, trebuie să asculți. N-ai cum să fugi cu Dumnezeu dacă nu asculți de Dumnezeu. Și aici vreau să am un dialog cu ai noștri, cu ai casei. Dragilor, ascultarea cu Dumnezeu înseamnă să rămâi în voia Lui, în fiecare clipă. Să asculți de Dumnezeu în fiecare clipă. Când ispita vine și te agasează, rămâi în ascultare de Dumnezeu. Când vine încercarea și te presează, rămâi în ascultare de Dumnezeu. Tu fugi cu Dumnezeu. Și vreau să mai spun aici un adevăr fantastic. Întotdeauna când fugi cu Dumnezeu, e cea mai frumoasă fugă sau alergare posibilă. Haideți să vă spun cum arată un apus de viață.
este apostolului Pavel, la final se uită în urmă. Și știți cum fac toți bunicii noștri când se uită în urmă, nu? Cad într-o zonă a melancoliei. Măi, au trecut ani, ce frumoși eram odată, ce tineri eram, cum au trecut, ce slujire am avut, ce călătorie a fost. Și ascultat ce spune Pavel, zice, acum mă uit în urmă și îmi dau seama de un adevăr. Mi-am sfârșit călătoria, mi-am isprăvit ce? Ce ai isprăvit? Și acum vreau să vorbesc cu cei care încă alergați cu Dumnezeu. Dragilor, nu vă opriți din alergare. Diavolul vrea să te facă să te oprești din alergare. Diavolul va vrea să-ți frâneze alergarea. Diavolul va vrea să-ți deturneze alergarea. Și diavolul totdeauna va fi supărat când tu alergi cu Dumnezeu. Bă, dar n-alerga cu el, mă, alergă de unul singur. Când alergi cu Dumnezeu, e drumul ascultării, e alergarea ascultării. Doamne, eu ascult de tine, acum alerg cu tine, unde vrei să merg? Mi-aduc aminte într-o seară, nu știu, de marți, joi, nu mai știu, am plecat de la biserică și în seara aceea, în timp ce plecam spre casă, nu mi se întâmplă des, recunosc, ar fi minunat să mi se întâmple mai des, dar se întâmplă rar, foarte rar, cred că de două, trei ori s-a întâmplat în viață, aud o voce, virează stânga. Acum, eu sunt tip cerebral, nu prea aud voci, sau când aud voci, le verific, nu pot să... Și dintr-o dată m-am gândit, dar cine a vorbit cu mine? Iarăși aud vocea aceasta, virează stânga. Eram pe drumul principal din Gura Honț, virez stânga. Dacă... După care merg și Domnul zice, mergi înainte. Virează dreapta, am virat dreapta. Deja a început să-mi fie frică. Deja tremuram un pic. Zice, vocea aceea virează iară stânga. Eram virat stânga și acum era o casă, un frate de-a noștri, oprești și opresc. Și vocea aceea îmi spune, intră în casă. Era seara... 9:30, ceva de genul acesta. Ajung la oamenii aceia, bat și zic, pacea Domnului, pacea Domnului. Se uită la mine sora respectivă și ce m-a întrebat? Cu ce ocazie pe la noi? Poftim, dă-i replică. Cu ce ocazie pe la noi? Și zic, nu știu cu ce ocazie, dar în timp ce mergeam cu mașina, am auzit că o voce mi-a zis, am făcut stânga, dreapta și aici m-a oprit. Zic, vreau să vă spun doar atât, facem o rugăciune și plec acasă. Atât. Am luat Biblia, am făcut o rugăciune. În rugăciunea aceea ne-am rugat pentru ei, a venit și fiica lor cea mare. M-am rugat pentru ea, a fost un cuvânt de revelație, i-l-am spus. Și când să plec, ea, mama acestei fiice mi-a spus așa, frate Adi, azi am fost în zi de post pentru fata noastră. Trece printr-o depresie cruntă. Și am spus Domnului așa, Doamne, dacă Tu mai iubești familia noastră, dacă Tu mă mai iubești pe mine ca mamă și pe fiica mea, o mai iubești, fă să vină astăzi cineva din partea Ta să fac o rugăciune. Și se făcuse ora 9 și am zis, Doamne, și acum îmi dau seama că Dumnezeu v-a trimis. Și am spus, draga mea, avem un Dumnezeu care ascultă rugăciunea. Un Dumnezeu care ne vorbește. Amin? Rămâneți în ascultare de El. Fugiți cu Dumnezeu înseamnă ascultare, doi, apropiere. Întotdeauna când alergi cu Dumnezeu trebuie să te apropii de El. N-ai cum să alergi cu Dumnezeu la distanță, mă, eu doar la biserică cu Domnul, doar, nu știu, la rugăciune. Și ce am vrut să vă spun, care e timpul dumneavoastră zilnic devoțional cu Dumnezeu? Cât de mult te apropii tu de El? Citești Biblia zilnic? Ai momentele tale de rugăciune personală cu Domnul sau doar la masă citești? Sau cum îmi spunea mie cineva recent, frate Adi, eu pun cuvântul Domnului pentru astăzi, pun meditația noastră și destul. Vreau să vă spun că totdeauna când fugi cu Dumnezeu înseamnă apropiere. Eu alerg cu Dumnezeu și când alerg cu El, mă apropii de El tot mai mult. În fiecare zi mă apropii să cunosc vocea Lui, să cunosc voia Lui. Mă apropii de El să alerg cu El. Asta înseamnă alergare cu Dumnezeu, să te apropii, nu doar ascultare, și apropiere. Și ultimul punct cu care închei. Există fuga de Dumnezeu, departe. Este fuga spre Dumnezeu sau la Dumnezeu. E apropiere și vii spre El și dintr-o dată se întâmplă o minune. Apoi e fuga cu Dumnezeu. Și acum ascultați a patra fugă și v-aș ruga toți să vă încolonați, să vă înscrieți. Fuga pentru
Dumnezeu. Iona, acum nu mai fugi pentru interesele tale. Intri în cetate și ce faci? Ce faci? Fugi pentru mine. Alergi pentru scopurile mele. Și primul lucru, identificarea voii lui Dumnezeu și a planului său. Când fugi pentru Dumnezeu, trebuie să identifici scopul lui, nu scopul tău. Întotdeauna aici e un meci puternic. Noi avem scopuri, Dumnezeu are altele. Vreau să vă întreb acum, punctual, în familia dumneavoastră, în viața pe care o aveți, cât la sută vă dedicați lui Dumnezeu? Cât la sută vă dăruiți? Fugiți pentru El, alergați pentru Dumnezeu? Cât de mult vă costă pe dumneavoastră zilnic alergarea pentru Dumnezeu? Eram anul acesta în primăvară, în iarnă de fapt, și Matias, băiețelul cel mic al nostru, băi, nu știu de ce se întâmplă un fenomen, întotdeauna când trebuie să plec de acasă se întâmplă ceva, chiar când trebuie să plec. Trebuia să plec la evanghelizare în județul Bihor, Matias răcit, febra creștea și o întreb pe soție și îi spun, draga mea, ce fac, plec sau nu plec? Dacă tu spui să nu, eu nu plec. Sun, contramandez și asta este. Familia mea, pe primul loc, trebuie să rămân cu ai mei. La care a zice Adi, du-te și predică Evanghelia și Dumnezeu va privi și în casa noastră. Am plecat de acasă și știu, se întâmpla în ianuarie anul ăsta, pe final. Și mă gândeam, Doamne, Matias e acasă, febră. Soția era stresată, nu știa să chemăm salvarea sau să nu chemăm. Mă rugam la volan, țin minte și asta, și curgeau lacrimile și am spus, Doamne, eu plec în lucrarea Ta, Te rog, vino și Tu lucrarea mea! Acum m-am rugat, am ajuns, am slujit, am predicat, nici nu am rămas la masă, le-am și spus, i-am îmbrățișat și m-am urcat în mașină și direct acasă. Sun rapid, soția, Nati, zic, cum e Matias? Și îmi spune, dragule, Tu ai plecat, dar Dumnezeu a rămas. Deci când ai plecat, fără să-i dăm nimic, a scăzut febra. A adormit și doarme, zice. Parcă s-a liniștit dintr-o dată. A doua zi, luni dimineață, copilul era perfect. Și-a realizat adevărul acesta, când eu lucrez pentru Dumnezeu, întotdeauna Dumnezeu lucrează, spune stare. Ați înțeles, mă? Nu vă mai puneți pe voi pe primul loc. Tu vrei să fii pe primul loc, așa ai? Interesul tău, scopul tău, binele tău, banii tăi, timpul tău. Mă, am vacanță. Eu duminică seara trebuie să ies la Mac, la KFC. Eu duminică seara fac shopping. Eu am alte scopuri. Când tu te slujești pe tine, pierzi. Când tu slujești pe Dumnezeu întotdeauna, câștigi. Ați înțeles asta? Asta e ecuația vieții mele. Întotdeauna cu cât sunt slujesc mai mult și am încercat și eu să știți. Am încercat și eu să rezolv anumite lucruri și Dumnezeu m-a fautat puternic și m-a spus, lasă-le mă, că nu ești tu cu astea, și l-am lăsat. Întotdeauna fugiți pentru Dumnezeu. Vreau să vă întreb acum, iată că suntem în luna, se cheie luna iulie, da, ascultați-mă, cât ați fugit din anul acesta pentru Dumnezeu și cât pentru dumneavoastră? Cât v-ați cheltuit pentru voi? Cât ați cheltuit pentru alții? Spuneți-mi, vă rog frumos, câți l-ați slujit pe El, cât v-ați slujit pe dumneavoastră? Pentru că vine o vreme în care vei lăsa tot în urmă și vei pleca de aici doar cu ce ai făcut pentru cine? Noi cântăm, tot ce ai făcut pentru Iisus în veci, asta. Nu știu cum va fi la finalul călătoriei mele. N-am putut să ajung la mormântarea fratelui Eval. Mi-am dorit, a fost o conjunctură tare ciudată. L-am cunoscut un om special. Și ce vreau să vă spun? Oamenii aceștia neobosiți obosesc, dar oboseala lor e răsplătit. Ei fac aici pentru ce rămâne veșnic. Vreau să vă spun în încheiere, implicați-vă în slujire pentru Dumnezeu. Amin? Faceți întotdeauna tot ce puteți. Fugiți pentru El, alergați pentru El. Implicați-vă în tot ce, în tot ce Dumnezeu vă dă oportunitate. Slujiți pe oameni. La asta sunteți chemați. Iona slujește și Iona slujește. Și ce a trebuit Iona la final? Iubire. Că totdeauna testul slujirii e testul iubirii. Iona a iubit mai mult un curcubete decât oamenii. 120.000 au fost zero pentru el. Pentru Iona important a fost
un curcubete, o plantă. Zice, mă, Iona plânge pentru planta, exact cum sunt unii care suferă pentru un cățeluș, o pisicuță, mă, plâng, mă, suferă bietul animal. Sunt între noi oameni care suferă, să știți. Întotdeauna învățați să iubiți. Amin? Să iubiți cum iubește Dumnezeu. Ne ridicăm toți în picioare acum la final. În seara aceasta de sâmbătă, Dumnezeu ne-a oprit, ne-a frânat pe toți aici. A fost un popas în această alergare. A fost un moment în care ne-a tras pe dreapta ca să ne mai vorbească o dată. Și în această seară Dumnezeu ne-a întrebat, tu care fugă o alegi? În care fugă ești angrenat? Fugi de Dumnezeu? Și fuga de Dumnezeu începe cu decizie. Decizie de neascultare, decizie de răzvrătire, decizie de a întoarce spatele. Și decizia aduce totdeauna un drum, o direcție și apoi dramă. Asta e fuga de Dumnezeu. Și totdeauna e dureroasă. S-ar putea în această seară să ai nevoie să fugi la Dumnezeu. Și când fugi la Dumnezeu ai nevoie de căință. Și Dumnezeu e prezent aici. E prezent Duhul Sfânt aici. Și îl simt pe Duhul Sfânt prezent. Și mulțumesc că e prezent. Și dacă ai nevoie să fugi la El, Dumnezeu acum te primește. Și fuga la El înseamnă căință, părere de rău, regret, durere. Da, mi-asum, mă autodenunț înaintea Ta și îmi pare rău. Și asta înseamnă căință. Apoi ai nevoie de credință. Și rog pe Duhul Sfânt, prin cuvânt rostit, să aprindă credință în inima ta, să lucreze credință, o credință vie, care aduce fapte și apoi ai nevoie de consacrare când fugi la Dumnezeu. Sau ai nevoie să fugi cu Dumnezeu în fiecare zi. Drumul ascultării și drumul apropierii. Fugi cu Dumnezeu în ascultare, fugi cu Dumnezeu în apropiere și apoi fugi pentru Dumnezeu. Și asta înseamnă identificare și implicare și iubire. Întotdeauna să te implici. Suntem aici și vreau să plecăm fruntea toți. Vreau să pun o întrebare în calitate de slujitor. Dumnezeu e gata să vadă decizia ta, să vadă inima ta, dăruirea ta, viața ta. Te primește și te iubește. Și te cheamă în această seară să nu mai fugi de El, ci să fugi la El și apoi să fugi în fiecare zi cu El și la zilele acelea care vor urma. La fiecare pas, să fugi și pentru El. Vreau să te întreb dacă vrei să te predai lui Dumnezeu. Dacă e cineva care vrea să semneze această decizie, te invit să ridici o mână pentru Dumnezeu. Mâna ta e pentru El. Nu-i pentru public, nu-i pentru mine, El vede mâna ta. Acolo unde suntem, ne decidem. Biserica rămâne în rugăciune. Poate ești tânără și tânăr din biserica aceasta. Poate vii la biserică de atâția ani. Și poate spui, m-am obișnuit cu astea. Și poate nu-ți dai seama că tu fugi de Dumnezeu. Și El fuge spre tine și tu fugi de El în fiecare zi. În seara asta Dumnezeu vrea să te ierte. Decizia ta înseamnă ridicare de mână pentru El. Dacă este cineva care vrea să se predea din toată inima în această seară pentru Dumnezeu și lui Dumnezeu, dacă pe lângă mâna ridicată mai este cineva care vrea să se predea, plecăm fruntea înaintea lui Dumnezeu. Dacă mai e cineva care vrea să spune, Doamne, vreau să vin în viața mea, să nu mai fiu un fugar. Nu știi care ce aduce ziua de mâine, care e finalul vieții tale. Le spuneam tinerilor astăzi la plecare, nu știm dacă la anul ne mai vedem. Ei se gândeau deja la anul când ne întâlnim în tabără. E prea mult un an, e prea mult o lună, e prea mult o săptămână, e prea mult o zi. Dacă vrea cineva să se predea, să predea Domnului inima și viața, dacă mai este cineva, Domnul să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră. Dacă mai este cineva, știu că în inima ta e o luptă. Diavolul ți aduce rușine, diavolul spune nu-i momentul, diavolul te minte, te-a mințit și tot diavolul până acum ți-a adus suferință și dramă. Asta face Satan. Dacă mai e cineva, în seara asta Hristos intră în viața ta. Intră în familia ta, îți schimbă destinul, direcția. Domnul să te binecuvânteze și pe tine și pe tine. Dacă mai e cineva, dacă mai este cineva, în partea mea dreaptă, dacă e cineva,
Se spune Domnului, Domnul să te binecuvânteze, tinere. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Doamnă, și pe dumneavoastră. Și pe tine, tinere, dacă mai e cineva. Se spune Domnului, Doamne, am nevoie de tine. În inima mea, în viața mea. Iartă-mă că am fugit. În seara asta vreau să mă predau în brațele tale. Dacă cineva se hotărăște, mai vrea, e harul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt e prezent în această seară de sâmbătă. Iisus te primește și spune, am har pentru tine. Vreau să te iert. De astăzi tu nu mai ești un păcătos. Tu nu te mai identifici cu păcatul. Diavolul nu mai are drept asupra ta. Viața ta e teritoriul lui Dumnezeu. El intră și vei avea o nouă alergare frumoasă. O nouă alergare fericită. O nouă alergare fructuoasă. El, Dumnezeu, va rămâne în viața ta. Noi vom pleca, dar El va rămâne. Se va încheia această întâlnire. Nu știu, e ultima seară asta? E ultima seară, nu? Se vor încheia aceste trei seri. Dar vei pleca de aici cu Dumnezeu și vei alerga cu El. Dacă mai există cineva care vrea să se predea, dacă mai e cineva, insist. Am avut la noi, la Gura Honz, două persoane care au venit. Fratele Luigi Mițoi predica, a făcut chemare. Nimeni n-a ridicat nici mâna, nici nu s-a predat. Eram trist, eram supărat. Și m-am gândit, Doamne, chiar nimeni să nu se predea. La final, doi bărbați, unul polițist, un om de afaceri, l-a oprit pe fratele Luigi Mițoi și a spus așa, Domnul Luigi, n-am avut curaj să venim în față, dar vă spunem că în seara asta, eu, polițist și colegul meu, acolo, pe bancă, am plâns ca niște copii și ne-am predat inima Domnului. Și spunea fratele Luigi, știam că au fost oameni care și-au predat viața. Știu că în această seară Dumnezeu te-a cercetat. N-am venit degeaba să bat drumul până aici. N-am cheltuit bani, investiții, energie, timp degeaba. Ci am venit pentru că Hristos e prezent. Și Hristos ne dă har. Și înainte să fugim noi la El, a fugit El la noi. El a alergat și aleargă înspre noi. Ce bun și minunat e Dumnezeu. Dacă vrea cineva să se predea, dacă mai este cineva, mai întreb acum pentru ultima dată, dacă mai este cineva care vrea să se predea din toată inima lui Dumnezeu, să ridice încă o dată mâna sus, să spune, Doamne, vină în viața mea, să spune Domnului, ai milă de mine, Doamne. Dumnezeu să vă binecuvânteze, stimate Domn. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă iubește Domnul Dumnezeu și v-a iubit. Este cineva, mai este cineva. Doamne Dumnezeule veșnic, sfânt și adevărat, în locul acesta sub cerul liber, alergăm la Tine, Doamne. La cine să alergăm dacă nu la Tine? Dar înainte ca noi să alergăm la Tine, mulțumim că Tu ai alergat la noi. Doamne, Tu alegi înspre noi cu bunătate, cu milă, cu îndurare, cu binecuvântări sau chiar cu drame care înseamnă dragostea Ta pentru noi. Doamne, Tu aduci furtuni că ne iubești. În seara aceasta Te rog, intră în inima celor care au ridicat mâna în semn de predare înaintea Ta. Intră în inima lor cu iertare. Doamne, Te rog, iartă-le păcatul, greșeala fără de legea, spală trecutul lor, Iisus, prin sfânt sângele Tău, Te rog. Iartă-le, Doamne, trecutul. Te rog să le dai eliberare. Descătușează-i de lanțuri, de legături. Eliberează-i de patim, de pofte. Te rog, Iisus, să-i echipă în viața lor. Dă-le o identitate nouă, dă-le nașterea din nou și umple de slava Ta, de puterea Ta, de harul Tău. Doamne, Te rog să le binecuvântezi viața lor, viitorul lor. Binecuvântează-le, Doamne, totdeauna familiile cu mântuire. Fii cu ei și protejează-i. Ocrotește-i, Te rog. Dă-le harul iertării, bucuria mântuirii și umple viața lor de prezența Ta. Și îți mulțumesc că de astăzi ei nu doar au fugit la Tine, ci ei vor fugi cu Tine și pentru Tine. Doamne, pentru tot ce ai lucrat, îți mulțumim. Îți mulțumesc pentru har. Îți mulțumesc pentru bunătate și îndurare. Și Tată, totul e spre slava Ta și a Fiului Tău și a Duhului Sfânt. Amin. E lângă tine ea. Îi simți atingerea divină. Cu un cărbune aprins
unge gura ta și ochii tăi auzi scutilă. Atinge-ne din noi, Iisus, atinge-ne, Iisus, și cu puterea ta divină. Chiar dacă a fost cald, chiar dacă am stat în soare, nu așa că fiecare dintre noi putem recunoaște în seara aceasta că s-a meritat cu adevărat să venim în locul acesta. Am avut parte de momente de închinare extraordinare împreună cu grupul de frați, spunem din toată inima, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Prin mesajul Evangheliei, Dumnezeu în seara aceasta
ne-a vorbit într-un mod special. Iată, cu adevărat, seara aceasta a fost pregătită de Dumnezeu. Cu siguranță fratele Adi a fost rânduit de Dumnezeu să ajungă în mijlocul nostru și spunem din toată inima, slăvit să fie Domnul! Amin. Dumnezeu cred că ne-a vorbit fiecăruia dintre noi. Plecăm plini de bucurie de aici, iată, după 3 seri de evangelizare binecuvântate. Dragi frați și surori, dragi prieteni, vă binecuvântăm pe fiecare dintre dumneavoastră, care în aceste seri ați lăsat orice altă preocupare. Ați venit aici ca împreună să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Spunem din toată inima pe toți, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cu mult drag vă așteptăm la programele Bisericii Betania, mâine dimineață de la orele 9, după masă de la orele 18, duminicile următoare. Cu mult drag vă așteptăm să veniți împreună cu noi să vă închinați înaintea lui Dumnezeu. Pentru cei care în seara aceasta ați ridicat mâna și v-ați decis pentru Dumnezeu, vă așteptăm la final să veniți aici în față, stați de vorbă cu păstorul bisericii, cu frații slujitori, vrem să ne cunoaștem mai bine. De asemenea, pentru toți care suntem aici, să nu vă grăbiți. Biserica Betania din dragoste pentru fiecare a pregătit o masă de dragoste, sunt câteva bunuri care se vor așeza înaintea noastră. Vrem să mai relaționăm, să mai stăm în părtășie, să ne cunoaștem mai bine. Uitați ce vreme splendidă este acum spre seară, de aceea vă încurajăm să mai rămâneți împreună cu noi. Și în ultimul rând, vreau să rog tinerii bisericii să rămână până la final. Urmează să luăm scaunele, să le depozităm aici, în spațiile special amenajate, să facem curat aici. De aceea rog tinerii frații din biserică să rămână la final. Spunem încă o dată pe toți, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă dorim să aveți parte de noapte binecuvântată, mâna Domnului să fie peste dumneavoastră, peste cei dragi. Mulțumim încă o dată fratelui Adi, eu ne rugăm pentru el, Dumnezeu să-l binecuvinteze pe el, familia, biserica din Hurahonț și să ne ajute Dumnezeu pe toți, să alergăm în fiecare zi cu Dumnezeu, ca într-o zi, să ajungem în cer și o veșnicie să fim împreună cu Domnul. Amin.